mult că v-a plăcut tutorialul meu postat ieri referitor la această schemă. Dar vreau să menționez că undeva pe aici este o greșeală. De aceea, haideți împreună, dacă v-ați notat rândurile sau aici eu la bunica nu am imprimantă, iarăși mi-am desenat cu puține greșeli, nu-i nimic. Eu vă voi explica fiecare rând. Un raport are 20 de ochiuri, plus 2 pentru simetrie și plus 2 de margine. Adică trebuie să montăm 22, 23, 24 de ochiuri. Eu deja am montat 24 de ochiuri aici. Așa, și rândul 0. Rândul 0, după cum v-am obișnuit, toate ochiurile eu le lucrez pe dos. De ce? Pentru că vreau să am o mărginuță frumoasă. De ce să nu avem și noi acest model superb în colecția noastră? Când avem nevoie, oricând ne întoarcem la el, dar haideți întâi să facem eșantionul. Puteți să vă opriți la brăduzul de jos sau puteți merge mai departe și vă iese un model spectaculos. Eu deja văd din cașmirul ăla de la violet, aș putea face o bluziță cu așa brăduți. Sau o căciuliță, nu, nici nu știu ce să fac. Deja mă mănâncă mâinile, cum mi-a zis și Dina. Așa, primul rând. Nu voi repeta, ultimele două ochiuri sunt pentru simetrie, care întotdeauna le lucrăm pe dos. Și începem. Două ochiuri pe dos. Puteam să lucrez și atunci două pe față, dar mi-a scăpat din vedere. Nu-i nimic strașnic. Deci începem. Două ochiuri pe dos și aici avem 6 ochiuri pe față. 3, 4, 5, 6 ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Jeteu. Două ochiuri pe dos. Acestea întotdeauna vor fi pe mijloc. Jeteu, două ochiuri scăzute spre stânga, 6 ochiuri pe față, 3, 4, 5, 6 și acesta este raportul. Iată, acesta. Aceste ultimele două ochiuri sunt pentru simetrie, care întotdeauna eu le lucrez și voi pe dos. Și ultimul ochi pe dos, evident. Vă arăt rândul 2 și toate celelalte rânduri pare se lucrează cum stau ochiurile, iată, pe față, pe față, iar aici, deci pe dos, care au acest nod, se lucrează pe dos, eu spun pentru începătoare, jeteurile pe dos, acestea din mijloc, pe față două, iarăși pe dos, și două pe față la sfârșit. Deci mai departe veți ști. Noi vom lucra împreună doar rândurile impare. Acum suntem la rândul 3. Două ochiuri pe dos și deja avem 5 ochiuri pe față. Trei, patru, cinci. Două scăzute spre dreapta. Două scăzute spre dreapta, jeteu, un ochi față. Deci, dați-mi voie să respir.
foarte greu de filmat, nu vă închipuiți. Dar dacă îmi place, nu am ce face. Iată, aceste două ochiuri sunt ochiurile din mijloc, care întotdeauna se lucrează pe dos. Mai departe, un ochi pe față, jeteu, două ochiuri spre stânga și cinci ochiuri pe față. Și două ochiuri pe dos, cel de margine pe dos. Deja rândul 4, după cum stau ochiurile, așa și lucrați singuri. Rândul 5, două ochiuri pe dos și deja avem 4 ochiuri pe față. Iată, să vă arăt pe schema voastră, puteți să vă notați pentru voi, să știți, am avut 6 pe față, 5, 4, 3, 2, 1. Apoi iarăși, după ce le realizăm pe acestea, vom avea 3, 2, 1 și iarăși 3, 5, 4. Asta pentru voi, ca să știți. Așa, 4 ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Eu cred că dacă urmăriți toate videoclipurile mele, deja știți cum se face două ochiuri scăzute spre dreapta și spre stânga. Jetieu, două ochiuri față. Așa. Aici avem două ochiuri pe dos la mijloc și mai departe repetăm ca în oglindă. Iată de aici. Două ochiuri față, jeteu, două scăzute spre stânga, patru ochiuri pe față. Și două pe dos, cele pentru simetrie și ultimul pe dos. Rândul 6, toate după cum stau. Rândul 7. Două ochiuri pe dos, trei pe față deja. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Și numai decât jeteu. Un ochi față. Două scăzute spre dreapta și jeteu. La mijloc avem două ochiuri pe dos. Mai departe, jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, și trei ochiuri pe față. Cele pentru simetrie, două pe dos. Rândul 8, după cum stau ochiurile. Rândul 9. Două pe dos. Și deja avem două pe față. Două scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față, două scăzute spre dreapta, acestea sunt ramurile, iată. Jeteu, un ochi față, la mijloc, două ochiuri pe dos, mai departe, un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga și două ochiuri pe față.
Brăduțul nostru prinde formă. Mai departe, ochiurile pentru simetrie, două ochiuri pe dos și cel de margine pe dos. Rândul 10, pe dosul lucrului. Rândul 11. Două ochiuri pe dos, un ochi pe față, două scăzute spre dreapta, jetiu, un ochi față, două scăzute spre dreapta, iar jetiu. Și aici avem două ochiuri pe față. Două ochiuri pe dos, cele din mijloc. Odată ce am ajuns în mijloc, știm că am făcut totul corect. Două ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri scăzute spre stânga, un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față și două pe dos. Cel de margine, la fel, pe dos. Așa. Mai departe, rândul 12 pe dosul lucrului. Rândul 13. Două ochiuri pe dos. Trei ochiuri pe față. Începem altă ramură aici. Cu aceasta am finisat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, finisat cu ea. 3 ochiuri pe față, 2 scăzute spre dreapta, 1 ochi față, 2 scăzute spre dreapta, și jeteu. Două ochiuri pe dos. De fapt, aceasta este a treia, iată, începe. Ele încep simultan, așa, pe rând. Sau simultan, sau pe rând. Încep... Se termină pe rând, sau cum? Hai, ajutați-mă voi să termin gândul. În comentarii, dacă doriți. Așa, nu contează. Mai departe, avem jeteu, două spre stânga, un ochi față, jeteu, două spre stânga, trei ochiuri față și două ochiuri pe dos. Cel de margine pe dos. Rândul 14 pe dosul lucrului. Rândul 15. Două ochiuri pe dos. Două ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față, două scăzute spre dreapta, jeteu, un ochi față, două ochiuri pe dos și în partea aceasta avem un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față, jeteu, două spre stânga, două pe față și două pe dos. Cel de margine, la fel, pe dos. Iată așa. Rândul 16 pe dosul lucrului. Rândul 17, două ochiuri pe dos,
Deja avem un ochi față, două spre dreapta și urmat de jeteu, bineînțeles. Un ochi față, două spre dreapta, scăzute spre dreapta, cred că deja știți, jeteu, două pe față, două pe dos, mai departe, două pe față, jeteu, două la stânga, un ochi față, jeteu, două la stânga și un ochi pe față. Și cele pentru simetrie, două pe dos și cel de margine pe dos. Mai departe, rândul 18 pe dosul lucrului. Rândul 19, două pe dos. Și începem cu 3 pe față aici. Două scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Două ochiuri pe dos aici. Mai departe. Jeteu. Două scăzute spre stânga. Un ochi față. Jeteu. Două scăzute spre stânga. Trei ochiuri pe față. Cele pentru simetrie, două pe dos și cel de margine pe dos. Rândul 20 pe dosul lucrului. Uitați-vă că deja avem formate rămurelele. Rândul 21, două ochiuri pe dos, cinci ochiuri pe față. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Un ochi față. Două ochiuri pe dos. Un ochi față. Jeteu. Două scăzute spre stânga și cinci ochiuri pe față. Două pe dos. Douăzeci și doi pe dosul lucrului. Rândul 23. Două pe dos. Patru pe față. Trei, patru. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Două pe față. Două pe dos, cele din mijloc. Două pe față. Jeteu. Două spre stânga. Patru pe față. Și două pe dos și cel de margine pe dos. Rândul 24 pe dosul lucrului. Rândul 25, două pe dos, șase pe față. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Două ochiuri pe dos. Jeteu. Două scăzute spre stânga. Șase ochiuri pe față.
două pe dos. Și cel de margine pe dos. Rândul 26 pe dosul lucrului. Rândul 27, 2 pe dos, 5 ochiuri pe față, 2 ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu, un ochi pe față, 2 pe dos, un ochi pe față, jeteu, 2 scăzute spre stânga și 5 ochiuri pe față. Două ochiuri pe dos. Cel de margine pe dos. Rândul 28, ochiuri pe dos. Rândul 29 e cel mai ușor, cred eu. 2 pe dos. 8 pe față. 2 pe dos. Mai departe, 8 pe față, 2 pe dos. Și rândul 30, toate ochiurile după desen. Rândul 31, penultimul, 2 pe dos, 6 pe față, 2 spre dreapta, jeteu, 2 pe dos, și în partea aceasta invers avem, adică jeteu, 2 spre stânga, 6 pe față, 2 pe dos. Și rândul 32 pe dosul lucrului. Iată, am îndeplinit prima parte a schemei. Puteți să utilizați și acest model, să-l adăugați undeva în lucrările voastre. Dar dacă vreți, putem continua. Iată, să vă arăt până unde am făcut noi, conform schemei. Iată, noi am făcut până aici, până la 31. Iată, am făcut jumătate de schemă. Pentru că este voluminoasă, deci iată, deja am 23 de minute, nu pot să încarc mai mult, de aceea a doua parte o vom face într-un alt video, dacă vrem să avem toată schema întreagă. Prima parte, iată, așa frumos arată, mie îmi place. Puteți să faceți brăduți cu diferite culori. Brăduțul cu verde, hăinuța cu roșu, depinde. Puteți să utilizați chiar și cu o singură culoare, va arăta minunat. Să numărăm câte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a 6-a. Și conform schemei la fel, iată, uitați-vă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici era pe undeva greșeala, pentru că, iată, uitați-vă, 2... 4, 6 și aici la fel, 2, 4, 6, 6, 6, aici sunt 4, 4, 3, 3, 2, 2 și 1, 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a fost util tutorialul, dacă da, dați click pe abonare, distribuiți și urmăriți-mă peste tot, linkul aveți în linkurile în descriere. Eu v-am pupat, la revedere, o zi bună!